bine pus la punct de la nivel central a PDL-ului, sunteți domnul președinte suspendat Băsescu, a continuat și la media și la această a doua tentativă noastră, de data aceasta apelându-se la același procedeu care s-a apelat de câteva ori și în Parlament când se discutau moțiuni de cenzură, adică în lipsa de guvern. Consilierii de la PDL n-au fost, consilierii UDMR n-au fost, de la noi, de la PSD, a lipsit unul singur, unul ăsta care era motivat, în rest, niciun consilier care a lipsit nu a avut o motivație la președintele de ședință, unde a trebuit să o depună normal, să spună durerea pentru ce n-au vrut să veni. Și clar, intenția că n-au vrut să vină. În acest fel au considerat că trebuie respectat cetățenii Mediașului și mai ales cei 15.000 de medeșeni care au și participat la vot la referendum, care acum probabil se așteaptă să-i și întrebe procurorii de ce s-au dus la vot probabil. Deci provocarea ședinței Consiliului Local a fost un gest de respect pe care îl datoram celor aproape 15.000, cum spuneam, care au fost într-adevăr la vot. Și nu este important cum au votat. Este important că au o atitudine de responsabilitate și de implicare în viața societății cei 15.000. Din păcate, cum spuneam, avem de-a face cu acești consilieri locali care spun că reprezintă cetățenii Mediașului, care de fapt nu au nimic de a face cu interesele cetățenilor, să știe. De ce spun? Să știm măcar cât suntem. Este normal în oraș ca noi, ca nostru, să știm cât suntem în acest oraș. Din datele comunicate de județean de statistică la nivelul nostru, populația Mediașului este de 44.000. Câteva sute bani. Pe listele electorale, știți bine, la ultimul scrutin au fost 50.500. La alegerile locale au fost 53.000. Păi dacă 50.500 de alegători avem din 44.000 de locuitori, probabil că se impunea niște măsuri și în orașul nostru să vedem despre ce este vorba. Că nu este în regulă. Ba mai mult, tot prin comunicarea Institutului Național de Statistică, respectiv Institutul Județean la noi, apar ca alegători 35.600 din cei 44.000, cu toate că într-o rubrică acolo unde îți dat copiii sub 18 ani ar fi normal, sunt trecuți copii sub 16 ani. Deci în Mediaș, după comunicare, nu avem nici tineri de 17 ani. Da, cu toți acești 17 ani, numărul maxim de alegători este de 35.000. Aceasta era ideea. Pentru care noi am convocat așa ședință extraordinară și se pare că am rămas cu convocarea. Fiindcă ultima soluție, nu mai puteau și a doua oară să refuze solicitarea noastră de ședință extraordinară și atunci au aplicat acest boicot. Din nou au fost prezenți și consilierii PPDD și consilierul independent, dar în rest am avut unul singur de la PDL, probabil era trimis ca spionul să vadă ce se întâmplă, să nu cumva să se înșe din tanică de vorum, să se practică și la nivel parlamentar, să rămână pe unul dacă numere pe ceilalți. Asta este atitudinea primarului, din păcate, a viceprimarului, care a refuzat, din câte știu, și solicitarea de ședință extraordinară. N-a semnat partea. Și atunci, ce putem să spunem mai departe, că în această formulă, probabil, în continuare, cetățenii Mediașului vor fi tratați, mă scuzați, dar spus închis, se pare chiar de către administrația locală. Ne pare rău, noi o să ne facem în continuare datoria, o să sesizăm orice nereguli vor fi, dar referitor la aspectul listelor și la referendum, știți bine, Curtea Constituțională a demansat termenul de la 31 august la 21 august pentru actualizarea listelor, deci era strict necesară această convocare a ședinței, să vedem ce se întâmplă în oraș, unde vă spuneam, odată avem
52.500 pe liste și 44.000 de locuitori. Nu se vrea, normal. Avem o primărie condusă de PDL, normal din punctul lor de vedere. Ce se întâmplă în țară nu este normal. Așteptăm în final să vedem ce liste vor fi actualizate și cât vor fi până în 21 august și normal până ședința decizia Curții Constituționale și o să vedem pe urmă ce se întâmplă.